Și Iurie Roșca cere Procuraturii Generale inițierea unei anchete pe cazul uzurpării puterii de stat. Acesta crede că Marian Lupu, Vlad Filat și Mihai Ghimpu trebuie să răspundă penal pentru că se mențin ilegal la putere. Liderul Comitetului pentru Apărarea Democrației și Constituției pretinde că a prezentat procurorilor mai multe argumente ce justifică acuzațiile sale. Am adus argumente extrem de relevante în dosarul uzurpării puterii de stat. Am solicitat ca în calitate de persoane audiate să fie invitat și domnul Iurie Cecan, președintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, precum și președintele în exercițiu, domnul Nicolae Timofte. Însoțit de doi avocați, Iurie Roșca a depus la Procuratura Generală un demers de 23 de pagini. El susține că liderii AI au încălcat mai multe articole din Codul Penal și din Constituție ce se referă la preluarea și menținerea ilegală la putere. În cazul în care procurorii vor găsi nejustificate dovezile, liderul Comitetului pentru Apărarea Democrației și Constituției spune că va apela la instanțele de judecată. Creștin-democratul neagă că inițiativa sa ar avea ceva în comun cu activitatea comuniștilor. Anterior și deputații PCRM au cerut procurorului general să intenteze dosar penal spicherului Marian Lupu invocând aceleași acuzații.